Bună, suntem la Paris, la hotelul Campanile, unde am participat la un curs de Laura Silva, Silva Manifesting. Sunt aici cu Raico Kuzmanovic, director și instructor de metodei Silva în România. Bună, Raico! Bună! Ce noutăți ne spui despre metoda Silva în România? Despre metoda Silva în România putem să spunem că evoluăm, intrăm într-o nouă fază de dezvoltare, astfel încât avem destul de multe proiecte de dezvoltat, precum prezența noastră online, niște cursuri online care sunt în dezvoltare acum, pe care deja în limba engleză există și în limba rusă și vom încerca să le adaptăm pentru piața din România. Care este poziția românilor în România față de metoda Silva? E bună dacă de 20 și ceva de ani, de 21 de ani ținem cursurile, așa că e ok. Poate ne așteptăm să fie mai mulți, să vină mai mulți, ceea ce nu întotdeauna se întâmplă, dar în rest, eu zic că mergem relativ bine. Ne dorim, într-adevăr, un ritm mai rapid și o evoluție mai masivă, să zic așa, atunci când vorbim de prezența oamenilor la curs. Înțeleg. Poate știi, dar la Paris și în Franța sunt foarte mulți români. M-am gândit ca cu acest interviu să le fac poftă să vină să facă cursul metodei Silva de 3 zile din 20, 21 și 22 noiembrie aici la Paris. Ce crezi, românii de aici sunt mai receptivi la această informație, la acest curs, decât cei din România? Nu știu dacă sunt mai receptivi, dar cu siguranță au mai multă nevoie de acest curs decât oricând. N-aș zice dacă sunt în România, ci decât oricând, pentru că se află într-o poziție și într-o țară unde poziția lor, oricărui străin care vine aici nu turistic, e nefavorabilă. Și nu numai aici, ci în orice țară te duci, există o reticență față de localnici, ceea ce implică, de fapt, mai mult stres din partea ta. Ca să găsești un angajator, ca să găsești un loc de muncă și să fii răsplătit satisfăcător pentru ceea ce faci. Așa că ești expus la mult mai mult stres decât în mod obișnuit. Și aici poți să intervii foarte ușor cu tehnicile Silva, astfel încât acest stres să-l dirigezi spre a obține un rezultat, dar nu spre a te încurca și te-a stresa și mai mult. Care ar fi aceste tehnici care le oferă metoda Silva? Cum ar putea să-și îmbunătățească viața? Păi, de bază o să fie tehnica celor trei degete, după părerea mea, pentru că e ceva ce folosim zilnic în multe situații. Dar nu numai asta. Există și oglinda minții prin care să stabilim țelurile și scopurile foarte clar, ca să le și atingem, să le și realizăm. Sunt, în total, în aceste trei zile, cred că veți învăța undeva la 14-15 tehnici. Cu siguranță nu aveți atâtea probleme în viață și nu avem atâta stres în viață. Dar nu se știe niciodată și atunci, dacă apar insomnie, avem soluția pentru insomnie, dacă apar durere de cap, avem soluția ca să eliminăm definitiv durerile de cap sau migrene câteodată. Așa că sunt multe tehnici, chiar multe, și invit pe toți să vină să participe în 3 zile, vor fi 3 zile și sunt 3 zile minunate de relaxare, de lucruri noi și de lucruri mai ales practice. Înțeleg. Ai putea să ne relatezi două, trei succese sau evenimente pozitive pe care le-ai trăit sau pe care cursanții tăi le-au trăit cu ajutorul metodei Silva? Sunt multe, chiar multe, de la îmbunătăți relația interumană într-o situație conflictuală, de exemplu,
unde să te faci mai bine înțeles și unde, de fapt, situația conflictuală să o liniștești ca să redevină o comunicare. Ceea ce uneori oamenii au impresia că l-am făcut pe celălalt să fac. Nu l-ai făcut, doar ți-a exprimat dorința pe care celălalt a acceptat-o subconștient, fiindcă de multe ori, și de fapt de cele mai multe ori, în metoda SIVA lucrăm de la subconștient la subconștient, de la inconștient la inconștient, care se manifestă în zona conștientului. Da? Așa că, din punctul ăsta de vedere, sunt enorm de multe lucruri de povestit și de explicat și de exemple de dat. De la găsirea locului de parcare, care poate să fie un stres iarăși pentru mulți alți, sau ajunge la timp, indiferent cu ce mijloc, să ajungi la timp. Când ești în întârziere, este un stres major. Da? Și mai ales undeva într-o țară unde ești foarte ușor de înlocuit. Da? Și atunci trebuie să ajungi la timp. Și asta devine stresant și decât să dirijezi acest stres ca să întârzi, vei învăța, se învață la curs, să-l dirijezi ca să ajungi la timp și totul să decurgă cum trebuie. Lucru care se întâmplă frecvent. Nu numai. În Franța se întâmplă peste tot în lume. Așa este. Bine. Când vei mai veni în Franța? Eventual, ca să ții tu un curs aici pentru români. Oricând e timp, oricum. Deci asta cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Dar cred că aceasta este sarcina ta, în primul rând, aici, în Franța, să ții cursurile în limba română și în maghiară. Dar te așteptăm și noi în România pentru a participa acolo și a dezvolta metoda SIVA. Mulțumesc pentru invitație. Un gând pentru cei care au terminat deja metoda SIVA român aici, în Franța, și pentru cei care încă nu au terminat cursul? Pe pentru toți este că poți orice. Trebuie doar să îți dorești, să ai convingerea necesară și să te comporți în concordanță cu ceea ce îți exprimi. Și atunci totul vei realiza. Mulțumim! Multă plăcere!